Acceptul de a juca din această primăvară pe stadionul municipal a fost de bun augur pentru juniorii republicani de la CSS Drobeta. În meciurile din retur au avut evoluții foarte bune, concretizate în victorii cu adversari din prima jumătate a clasamentului. Și în cele mai recente dueluri cu adversarii din serie, severineni au continuat forma bună arătată. Echipele de juniori A și B de la Clubul Sportiv Școlar Drobeta sunt în formă aproape maximă. Din dublele cu CSS Craiova și Râmnicu Vâlcea, grupele de la malul Dunării au bifat 3 victorii și un singur eșec. Antrenorul Marian Briha consideră că un aport important la aceste rezultate este dat de motivația în plus a jucătorilor după ce, din acest retur, au primit șansa să evolueze jocurile de acasă pe principalul stadion al județului. Vreau să încep cu ce este mai important, și anume acceptul primăriei privind desfășurarea jocurilor pe stadionul municipal din Drobeta Turserăin, jocurile echipei noastre, și le mulțumim încă o dată pe această cale. Se vede că de atunci de când jucăm pe municipal, jocul nostru a căpătat culoare. Ambiția și dorința de a fi mai bun decât adversarul a făcut ca echipa noastră să încerunceze cele mai bune echipe ale serii. Acumulând 37 de puncte și un golaveraj plus 32 foarte bun, în momentul actual suntem în grafic. Deci putem să spunem că ne calificăm în turneul de palmares. Din ultimele două jocuri avute în campionat, juniorii A, pregătiți de Marian Brihac, au obținut 3 puncte. După ce au învins CSS Craiova, severinenii au fost la doar câteva minute de un rezultat pozitiv și pe terenul ocupantei locului secund, ACSM Râmnicu Vâlcea. Jucătorii noștri au învins, au administrat un sec 3-0 adversarilor și vreau să spun că a fost un joc foarte, foarte bun al echipei noastre și sperăm ca și jocurile următoare să fie la fel. O să spun că echipa CSS Craiova este o echipă care și ea tinde la ocuparea unuia din cele 4 locuri care duc la turneul de palmares, dar noi în sâmbătă am fost peste CSS Craiova și am învins locul 2-0. Au înscris Bredenoiu, Mangu și Cornea. După meciul cu CSS Craiova am avut o deplasare la Vâlcea, unde jucătorii noștri s-au autodepășit, vreau să remarc evoluția lor, dar un moment de lipsă de concentrare în ultimul minut de joc a făcut ca echipa noastră să iasă la un gol diferență. Deci 2-1, după ce am condus majoritatea timpului cu 1-0, pe momentul 84. Spre deosebire de juniorii mari, fotbaliștii pregătiți de Mihai Calițoiu au câștigat toate punctele puse în disputele cu Craiova și Vâlcea. În deplasarea din Zăvoi, golgheterul Mădălin Lăcustă a marcat ambele goluri ale severinenilor. A reușit o victorie foarte frumoasă la Râmnicu Vâlcea. În teren bun, am întâlnit o echipă foarte, foarte puternică. Băieții s-au descurcat foarte bine și remarc întreaga echipă și jocul și atitudinea lor. Mă bucur că legăm a doua victorie după ce etapa trecută am învins CSS Craiova și sperăm în continuare să ne menținem forma bună arătată în ultimele două etape. Următorul joc pentru CSS Drobeta va fi miercuri 15 aprilie pe teren propriu, când vor întâlni liceul cu program sportiv Târgu Jiu. Rezultat maxim pentru singurul club care a reprezentat Mehedințul în finala campionatului național școlar de judo. Judoca Petruța Ilcău de la Palatul Copiilor din Strehaia a reușit să pună mâna pe medalia de bronz. După ce a reușit să urce pe podium la etapa de zonă a campionatului național școlar de judo și a obținut calificarea în etapa finală, judoca de la Palatul Copiilor din Strehaia a avut din nou evoluții bune. Ilcău a închis podiumul la categoria 57 de kilograme spre satisfacția antrenorului Ilie Gâdea. Am obținut cu sportiva Ilcău Petruța locul 3, medalie de bronz. Puteam să urcăm și mai sus, dar la intrarea în final am pierdut meciul la puncte. Campionatul, în genere, a fost foarte greu, întrucât noi avem zona cu municipiul București, unde există deja 7 școli sportive. Aici au participat cele mai
bune 25 de cluburi ale Ministerului Educației, toate calificate din cele trei zone, în total 129 de sportivi, masculin și feminin. Primii trei de la zonă, deci locul 1, 2 și 3, numai câte unul, participă la etapa finală. Medalia câștigată de Strehăiancă nu a fost o surpriză pentru antrenorul său. Evoluțiile la competițiile de anul acesta preconizau o clasare cât mai bună în confruntările din finala națională a elevilor. Nu este la prima medalie. Să ne reamintim că în ianuarie la Cupa Severinului sportiva a obținut din nou medalie, iar în luna martie a participat și la campionatul național al Federației la U18, unde s-a calificat pe locul 7. De asemenea, a participat la Focșani, la finala pe țară la U16 și era de așteptat acest rezultat. Campionatul Național Școlar este o competiție la care au participat toate liceele și cluburile cu program sportiv din România. Concursul de la Miercurea Ciuc a fost destinat copiilor născuți între anii 1998 și 2000. Atât pentru seara aceasta, cu alte știri din județ ne revedem data viitoare. La revedere!